Salutare tuturor, bine v-am venit la un nou videoclip cu Hotel Empire Tycoon. Astăzi o să ne jucăm din nou acest joc, că mă gândesc că era că vă era tare dor de acest joc. Și am făcut un update. Stați puțin. Așa că acum este destul de interesant. Hai să ne continuăm cu upgrade-urile. Întotdeauna e bine să ai și niște upgrade-uri ca lumea. Okay, și n-am destul de energie. Ok. Și Rebecca Coins, adică acest manager care ne multiplică profiturile de 5 ori, mi le-a dat de 4 ori pentru oră. Și acum am 4 ore de care pot să mă bucur de profituri de 5 ori mai mari. Ok. Și am upgradat Power Generator-ul la level 3 deja. Pentru că am luat niște oferte bune. Și acum hai să ne upgradăm termenele de televizorul nostru. Hai să ne upgradăm și aici. Și gata cu camera asta. Acum hai să construim una nouă. Gata, fraților. Foarte bine. În momentul acesta avem 1.000.000 de lei. Și putem să ne facem aici parcări. Parcări ca lumea. Dar hai să facem aici niște upgrade-uri. Apăsam rapid. Apăs rapid. Apăs rapid, apăs rapid. Ca să se facă. Tot asta apăs super rapid. Bam, 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 bam. Bam 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 bam. Ok, și dacă ne construim acum o cameră, gata, avem și a treia stea. Ok, și am upgradat și am putut până la level 6. Și bun, te lași cu camera asta. Dar mai trebuie să ne luăm o fetă. Gata, mi-am construit și ultimele două double room-uri. Acum hai să băgăm la amândouă ce se poate, e bine. Ok, și la camera asta. Ok, și ne facem treaba aici. Să vedem. Hai să luăm această ofertă și apoi putem să ne facem viața. Ok. Bun. Trebuie să ne facem și ultimele lucruri.
în camerele astea. Apoi trecem la suituri. Și vine următoarea chestie interesantă. Bun, și mai merge un update, un upgrade, nu un update, că am zis un update, nu știu de ce. Acum hai să luăm această ofertă. Bun, acum hai să ne mai upgradăm și ce a rămas. Bun, acum, deocamdată nu putem să ne construim un suit, așa că trebuie să mai așteptăm un pic. Pentru că trebuie să ne luăm un suit acum, că altceva nu mai avem ce să facem. Aba, stați că mai am ce să fac. Ia uitați. Ia uitați-vă și voi. Gata, am terminat. Acum sunt blocat în felul acesta, fără să pot să fac nimic. Da, hai că pot să fac upgrade-ul astea. Acum gata, nu mai pot să fac nimic. Trebuie să aștept să vină tipul ăla cu bani. Am luat oferta, dar tot nu sunt de ajuns bănuți. Așa că mai așteptăm un pic. Să mai luăm un pic de bani. Și apoi ne începem treaba. Suiturile de aici n-au cam nimic. Pentru că practic avem lounge. Singurul lucru schimbat este că avem lounge în loc de sofa. Și atâta tot. Nu pot să cred chestia asta. Oricum, acestea tot arată super frumos. Mie chiar îmi plac suiturile. Oh. Interesant, nu? Avem advertising costurile. Plătite-o pentru niște advertising costuri. Și uite că chiar acum va veni un tip din ăsta cu bani. Și dacă dispare, nu, n-a dispărut. Și e foarte bine. Ok, și ia să vedem ce mai putem să facem. Configura lounge-ul. Să facă tot televol 10 ca și... Că le... Aba, nu. V-am zic că lounge-ul să fie level maxim tot 10... ca la televizor. Dar televizorul cel mai înalt într-un fel sau altul. Ok, bun. Am upgradat și desc între timp. Aha. Mai merge. Văd că mai merge. Ce chestie. Între timp a mai venit un tip din ăla cu bani. Și am băgat și ultima baterie. Și hai să vedem. Au. Oh. Mamă. Deci 5 aici este level 10 maxim. Television e level 11 maxim. Deci că e din argint total. Iar patul de level 10. Ho, ho! Ok, bun.
Și haideți să mai facem și camera asta. Am construit-o eu între timp. Și să fiu sincer, arată destul de interesant. Deci nu mai avem bani. Dar las că se rezolvă problema imediat. Între timp am mai upgradat un pic. Dar numai că mai trebuie un pic de energie. Mamă, prea m-am grăbit să să închid aia. Cum aoleu, mamă, nu mai am deloc. Da, las că chestia asta cu oricine se fac bani imediat. Bun, hai să-i dăm drumul cu toate upgrade-urile. Și deja din nou nu mai avem bani pentru nimic. Dar oricum o să fie mult de făcut. What? Are părul roz. Tot felul de oameni din ăștia, în felul lor. Ok, se vor deschide de la 6:30 amândouă și Frondescu și restaurantul. Cred. Dar la 6:30. Dar oricum. Oricum, cam atât a fost videoclipul.